Confirmă că a ajuns la mâna DNA. Copreședintele USR Plus a explicat într-o conferință de presă că nu există nicio fraudă cu fonduri europene, însă există o notă de fundamentare nesemnată de el în care trei oameni au primit locuri de muncă timp de 2 ani. De asemenea, vicepremierul se plânge că DLAF nu i-a pus la dispoziție imediat ce a cerut documentele trimise la Procurorii Anticorupție. Acesta este o instituție a statului care face verificări când le încheie și de fapt asta e cerința și solicitarea pe care o am eu, ca aceste verificări să se încheie cât mai repede, să fie trimise la DNA, astfel încât să putem încheia această poveste începută în campania din 2019. Primele informații despre dumneavoastră în acest context au apărut înainte de alegeri. Acum, însă Replus se pregătește de un congres. Vi se pare că ar fi o regie? Dumneavoastră vi se pare? Vă întreb. Nu, n-am ce să comentez, sunt lucruri pe care poate să le constate oricine urmărește acest subiect și de asta, de altfel, și comunic foarte frecvent cum aflu informații sau cum primesc o solicitare și comunic public foarte transparent, pentru că, repet, nu există nicio faptă în ceea ce mă privește legată de activitatea mea care să fie în afara legii sau de care să-mi fie rușine sau de care să-mi fie teamă. Sunt foarte transparent, răspund la orice întrebare și să continui să fac.